lacrimi pentru nedormite nopți. N-am atâtea cuvinte, tu cu inima ascultă-mă, ca mai ieri alintă-mă. Ca să ne avem mai mult, iar eu voi fi fericită. Știu că asta-i tot ce-ți dorești. Mamă, mulțumesc că e. Această lume a fost binecuvântată să vadă una dintre cele mai puternice femei în această viață. 55 de toate și toate diferite. Astăzi, mamă, de departe, vreau să zic că de-abia acum am înțeles că un singur cotar poate să facă mare diferență. Astăzi, la această masă, ai adunat atâția oameni. Oamenii care te cinstesc, oamenii care te respectă și care te iubesc. Însă astăzi eu, mama, aș fi vrut să stau lângă tine, să-ți gust plăcintele gustoase, să te mai îmbrățișez odată și să mai spun tuturor: mama mea, miroase a pâine caldă. Astăzi, mama, vreau să zic că nu mai țin momente când am ieșit din casa ta și cum am închis portița. Nu am înțeles că o fac pentru totdeauna. Nu am înțeles că această casă nu o să mai fie a mea. Însă va rămâne mereu casa copilăriei mele. Astăzi, mămică, îți spun mulțumesc pentru că în această viață ai făcut o alegere bună de a te îndrăgosti de cel mai demn dintre toți bărbații. Ai făcut 3 copii în această lume și toți 3 te iubesc atât de mult. Astăzi, mamă, zic ceva, te-am înțeles numai în momentul în care am devenit și eu mamă. Am înțeles ce înseamnă dragostea necondiționată. Am înțeles cum este să iubești un copil nu după ceea ce face, dar pur și simplu că este al tău. Îți mulțumesc, mamă, pentru că mi-ai demonstrat că o femeie poate fi puternică, poate fi sensibilă, poate fi de toate. Astăzi, mămică, îți zic un lucru. Așa cum ești tu, nu o să mai găsesc în această lume. N-ai să te repezi niciodată în alte femei,
în alte zâmbete și în alte priviri. Astăzi, de departe, vreau să zic că 55 stă foarte bine. Stai alături de soțul care te-a iubit și te iubește și știi mereu a fi cu putere. Astăzi, mamă, nu merg nepoții. Astăzi, mamă, nu merg fetele și băiatul care ți este aproape. Îți spunem toți mulțumesc pentru munca depusă, pentru faptul că n-a fost atât de ușor. Ai construit această casă cot la cot cu tata. Ai știut mereu să ne pui pe masă felia de pâine și mai puțin ți-o luai ție. Astăzi îți spun mulțumesc pentru susținere. Ești printre puținele persoane care mă sună și mă întreabă: ești bine? Ai mâncat? În ce ești îmbrăcat? Ești călduț îmbrăcată? Știu, mamă, că aceste întrebări sunt uneori supărătoare, dar atât de plăcute atunci când urechea mea le aude. Astăzi, mămică, îți spun mulțumesc. Îmi deschizi portița de fiecare dată. Și, mamă, mă înțelegi atât de bine. Numai după un singur of poți să înțelegi prin ce momente trec. Și, mamă, îți mulțumesc că le-ai trecut alături de mine. Astăzi, din depărtări, îți aduc buchetul de flori pe care l-ai meritat astăzi, l-ai meritat și ieri, îl vei merita și mâine. Îți doresc de acum încolo încă 55 de toamne minim. Și îți spun, mamă, că te mândrești cu tot ce ai, ce faci și ai cu ce să te mândrești. 3 copii, 4 nepoți, un fecior și 2 fete. Dar cea mai mare mândrie a ta, mamă, este casa în care ne-ai crescut cu atâta dragoste. Aș vrea să vă întreb, cine este acea persoană care atât de frumos ne-a dictat toate aceste cuvinte și care le-a transmis de departe pentru cea care astăzi a lăcrimat, dar a lăcrimat cu fericire? Cum se numește? Ludmila! Haideți să o aplaudăm pe Ludmila! Sănătate de dorim! Sănătate de dorim! Mila are un băițel mare! Dumneavoastră faceți parte din generația de bărbați care ați ajuns a întemeia familiei într-o perioadă foarte grea pentru țara aceasta. Atunci când nu era nimic, dar era un singur lucru, o dorință de a-ți crea o familie, de a-ți crește copii. Dumneavoastră sunteți printre persoanele care ați luat odată drumul străinătății. Ați plecat departe pentru a munci și a ridica tot ceea ce aveți acum. Ați schimbat atâtea profesii, ați revenit acasă și ați știut mereu să dați dragoste celor apropiați. Din această cauză, Ludmila a zis așa: te rog frumos, menționează-l pe tata. Vreau să-i spun că mama nu era să fie așa de fericită dacă un alt bărbat era să fie alături de ea. Din această cauză, am să laud în fiecare zi alegerea pe care a făcut-o. Și îți mulțumesc, mamă, că ne-ai dăruit un tată atât de minunat. Tată, îți spun mulțumesc pentru sensibilitatea pe care mereu ne-ai demonstrat-o, pentru că m-ai susținut și mi-ai dat o mână caldă. Însă, tată, nu toți bărbații sunt la fel ca și tine și puterea pe care mi-ai dat-o de fiecare dată am căutat. Astăzi, tată, îți zic ceva. Îmi cresc băieții în maniera ta. Le demonstrez că prin muncă poate să ajungă acolo unde poate fi o mare măreție. Astăzi, de departe, fructele acestea vor fi oferite pentru tine și pentru sănătatea care trebuie să vină de acum încolo. Eu vă zic la mulți ani tuturor celor care știu să învețe de la iubire, de la destin și de la soare. Thank you.
Avem aici un desert și îmi zicea Ludmila că desertul acesta să fie servit cu oamenii care au știut să vină astăzi în calea voastră și în familia voastră, să vă susțină și să vă dea multă putere. Am avut o mare plăcere să vorbesc cu fiica dumneavoastră. Mi-a povestit despre fântâna de la poartă, pomul care v-a ținut umbră, despre casa pe care ați construit-o acum, trecând prin multe chinuri, despre dragostea frumoasă pe care a văzut-o acasă, despre fratele pe care l-a așteptat atât de mult, deja fiind matură, despre sora care este mai mult decât o soră, este o prietenă. Și acest tort să fie împărțit cu cei dragi, cei care știu a împărțit cu voi bunele și relele. Însă mai are un mesaj, Ludmila. Mama, totul abia începe. A doua tinerețe începe din această zi. Bucură-te de viață, savurează fiecare zi. Gândește-te numai la tine, mama, astăzi. Și vrem să te învățăm să te gândești de acum încolo la sănătatea matale. Ai grijă de matale, fiindcă dacă o să ai grijă matale de dumneavoastră, o să fie cu mult mai bine și copiilor și fericiți o să fie. Însă tortul acesta, dacă tot e dulce, dulce să fie pentru buzișoare, nu? Da! 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10. Și să vă vină cu greu de ochi, fiindcă dumneavoastră astăzi v-ați trezit dimineața și a zis: măi, dragă Marie, ești așa de frumoasă astăzi, îmbracă-te în roșu, nu cumva cineva să te de ochi. Așa a fost. Și din această cauză și noi tortul am adus cu dechițe roșii. Acolo aveți trei baloane care deja se joacă, atât Adam cât și Ariana. Ele au un simbol. Sunt două baloane cu floricele din partea florilor voastre, două fete și un balon colorat care e Ștefan. Ștefan Cuceritorul. Mama niciodată nu a făcut diferență între noi și te rog, transmite mesajul de felicitare de la noi trei, la egalitate. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Toți sunteți scumpi pentru noi, dar tu că ești mai departe, mai scumpă decât toți! Da, mă îmbrățișesc cu drag! Ți-a plăcut surpriza? Păi am tare dulce! Mulțumesc frumos, Ludica, da, dacă erai și tu cu noi, tare bine părea! Da, ne vedem când luăm vacanță. Da, mulțumesc, fată, mulțumesc. Sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Mai respir, vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las pe altă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să
să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă.